Se împlinesc 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, un act de curaj și demnitate al poporului român. Au căzut tiranii! Au căzut tiranii! Au căzut tiranii! Au căzut tiranii! O revoluție este atât un eșec cât și o victorie. Un eșec a vechiului sistem politic și o victorie a poporului. Pentru asta, 40 de elevi și studenți din Timișoara au pregătit o expoziție la Muzeul Corneliu Micloș. În octombrie, 40 de elevi timișoreni au reconstituit câteva dintre poveștile celor care au strigat acum 30 de ani pentru prima dată libertate. Pe parcursul lunii noiembrie, echipele de elevi au filmat peste 24 de ore și au realizat interviuri mărturie cu 40 de persoane publice sau cu oameni obișnuiți, fiecare cu povestea sa despre cum a trăit momentul decembrie 1989 la Timișoara. Remembering 89 este un proiect care a plecat de la GSTM și Departamentul de Geografie de la Universitatea de Vest, în parteneriat cu Timișoara 2021. Pe parcurs ni s-a alăturat și grupul de artiști Avanpost și împreună am realizat această expoziție despre revoluție dedicată tinerilor. Pe parcursul lunii noiembrie, echipele de elevi au filmat peste 24 de ore și au realizat interviuri mărturie cu 40 de persoane publice sau cu oameni obișnuiți, fiecare cu povestea sa despre cum a trăit momentul decembrie 1989 la Timișoara. Împreună cu echipa de artiști de la Avanpost a fost realizată o expoziție cu instalații artistice interactive, montaje video, fotografii și o hartă pe care timișorenii scriu sentimentele la 30 de ani de la Revoluție. Ce reprezintă cartografia din spatele nostru? Unul din punctele de interes, să zicem așa, al expoziției este această hartă a Timișorii, care cred că este cea mai mare hartă a Timișorii care s-a făcut vreodată. Noi ne invităm publicul să ia carioca în mână și să vină să scrie un sentiment legat de revoluție, chiar și viața personală, poate. Remind Mapping 89 este un proiect realizat de comunitatea GSTM și Departamentul de Geografie al Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021.